În estul munților, Făgăraș trăiesc acum 23 de râși adulți și 9, pui, dar și peste 200 de urși sunt concluziile unor studii asupra faunei din țara noastră. Ca să afle câte sălbătici întresc, la noi specialiști au folosit echipamente și aplicații de ultimă generație. Detalii chiar acum la I Like IT. Bună dimineața. și invitații, Bună bine ați venit! venit. venit. să nu ne facem de râși! Eu vă spun. Bine v-am găsit Bine azi, Bine azi, Râși pe care i-am văzut și noi uh, Relativ recent La știrile ProTV da, Cu o păi cameră uite. plantată da. pe undeva pe acolo Absolut sunt da, uh, Tocmai de aceea am și ajuns să abordăm acest subiect bravo. Și la I like IT. Eu am fost fascinată de tehnologiile pe care ei le folosesc acum uh, Pentru a aceste analize Adrian Pătrulescu și Angela Boghiu Sunt astăzi uh, alături de noi Vă mulțumim pentru prezență Noi acum vedem imagini din aceste monitorizări pe care voi sunteți nevoiți să le faceți tocmai pentru a putea înțelege mai bine uh, ce se întâmplă în munți, în munții Făgăraș mai exact. Și aș mai vrea să menționez că este o premieră acest studiu pentru zona munților uh, Făgăraș, pentru Piatra Craiului și nu numai. Uita. Nu? Uh, bun, să explicăm puțin ce vedem. Uh, Acum pe ecran sunt imagini capturate uh, cu camerele foto cu senzor de mișcare care se amplasează în teren. Și ele capturează aceste video sau fotografii. În general, marea majoritate sunt mixte. Una este sunt poziționate două opuse și una face video, una face foto. Și sunt uh, animale surprinse în în munții libertate, făgărași? da, nu? exact. În libertate, în libertăție, în ca să zicem așa, da. Exact. Și ați adus aici și un kit pe care îl voi îl folosiți tocmai pentru recoltarea probelor care ajung apoi la uh, analiză, și nu numai, vedem și una dintre camere. Exact, pentru că avem două tipuri de monitorizare, uh, ambele non-invazive. Acest lucru însemnând că nu vrem să deranjăm animalele în casa lor, în habitatul lor. Folosim două metode. Una este cu camere, cu senzor de mișcare, și v-am adus o cameră să vedeți. Are și o carcasă, are și un capac. Acestea sunt montate. Pe arbor, de exemplu, și de obicei, în funcție de înălțimea speciei pe care vrem să, să o surprindem, și în funcție de geografia spațiului. La râs, de exemplu, că tot am amintit colegii dumneavoastră, am avut 150 de astfel de camere montate pe 120.000 de hectare. Au fost trei sezoane de iarnă foarte intense de, de, monitorizare a speciei râs, în urma care am reușit să... Și să vedem și ce aveți în kitul pe care voi îl folosiți. Mă rog, sunt câteva Uh, lucruri care nu sunt neapărat neobișnuite, dar care sunt foarte importante pentru voi. Și aș vrea să ne explici tu, Adrian, cum se face această recoltare, în timp ce și vedem ce, ce se deci întâmplă avem... și ce anume recoltați mai exact și de ce. Haideți să vă arăt atunci pe aplicație. Uh, avem două monitorizări. Monitorizarea non no, Ambele sunt non-invazive, una cu camere foto și una cu probe biologice. Cea cu camere foto am discutat mai devreme și uh, cea prin care noi recoltăm probe biologice folosind acest kit se colectează trei tipuri de uh, material genetic, păr, uh, urină și excremente. În imagine avem uh, cum colectăm excrementele uh, iar uh, aplicația de colectare arată așa. Se deschide, colectăm... Este o aplicație folosită pe un Android? Da, da? este aplicație de Android, dar o, o personalizăm noi pentru fiecare nevoie, în funcție de ce nevoie de deci monitorizare. Deci e un sistem internațional da. adaptat la nevoile da, voastre? Da, adaptat pe fiecare activitate. Noi avem o altă aplicație. Primul câmp este cel de localizare, după aia alegem un fond de vânătoare, toponim, adică local, denumirea locației unde ne aflăm, este foarte ușor de utilizat deoarece e are Noi liste de înregistrăm un animal aici în da, Rotele. Exact, înregistrăm aici la un animal. <laughs> da. Interesant. Un urs, pune, alegem un urs. Avem, trebuie să scanăm un cod. Acesta este are un avantaj foarte mare pentru că elimină eroarea introducerii anumitor coduri de, Deci fiecare analiză de către este utilizator. înregistrată cu un cod numeric personal, Da, nu? da. Există un CNP și, practic, așa să creăm animalului, nu? Nu. Aici e codul probei. Codul okay. probei, ca să... Ea are o trasabilitate. După ce, după ce este recoltată în teren, merge spre analiză la Universitatea Lubiană din Slovenia și atunci codul ăsta el ne va trimite că codul probei are un anumit CNP. Toate analizele sunt da, făcute în Slovenia? Da. da. În România toate nu există această genetică. posibilitate? Nu. Avem pentru test și un uh, cod numeric de... De în cât siguranță. Timp aveți aceste rezultate? Cât de mult durează partea aceasta? Depinde de volumul de probe. Dacă trimitem puține, până în 50, poate dura o săptămână, două. Dacă trimitem 100, o lună, două. Din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Aș vrea doar să ne ajuți, Angela, să înțelegem exact care au fost rezultatele acestui studiu. Și, uite, de exemplu, eu am înțeles că pe noi ne ajută ceea ce faceți voi, tot acest proces, pentru că Odată ce s-au făcut aceste analize, fiecare animal pe care voi îl găsiți primește un cod numeric personal, care apoi poate fi identificat inclusiv în momentele în care ajung, să spunem, într-o gospodărie și sunt acuzați de diverse lucruri, și voi puteți identifica în natură, nu? Da. Este foarte important. Noi, de exemplu, am găsit în 120.000 de hectare și în 2 ani de studiu 20, 283 de CNP-uri de urs, CNP-uri, deci de indivizi. Dar din aceste 283 de CNP-uri, în momentul în care ursul a creat un incident în comunitatea de unde, de unde suntem noi, am luat probe și astfel am determinat numărul de urs și problemă. Bun, îți mulțumim tare mult, Angela, mulțumim și ție, Adrian. Ne revedem cu invitații mei și la ora 10. Evident, avem multe întrebări pentru, pentru ei. Dacă aveți și voi întrebări pentru noi, ne puteți scrie pe contul nostru de Instagram pe iLikeIT.protv.